Cine poate fi hipnotizat? Adică există oameni care sunt mai hipnotizabili, ca să zicem așa, și unii care au o rezistență mai mare? Da. Există oameni cu o altă sugestibilitate și care pot accesa mult mai ușor stările de transă profundă, în timp ce alți oameni care preponderent lucrează cu emisfera stângă a creierului, oamenii care sunt extrem de analitici, extrem de prudenți, atenți, free control, cum da, denumi, doar am spus. Aici și rezultatele pot avea nevoie de timp. Hipnoza, având nevoie poate de o perioadă mai mare, mai îndelungată de timp pentru a induce transa. Și dacă tot suntem aici la o emisiune specific, să ne referim un pic poate și la etapele transei. Da. Hipnoza presupune traversarea unor anumite etape, anumite pași, așa cum știi și tu. Putem începe cu faza de pregătire, da, să ne așezăm comod, apoi urmând diverse tipuri de inducție. În hipnoza clasică, cea directivă, mi se spunea direct închide ochii acum. Da. În timp Erickson a venit, nu-i așa, cu hipnoza permisivă. Poți închide ochii sau îi poți lăsa deschiși. Când vei simți nevoia, îi poți închide. După inducție urmează adâncirea transei și, în sfârșit, partea de intervenție, în care, așa cum spuneam mai devreme, fie alegem o regresie în trecutul omului, fie alegem o progresie, sau dacă tot îl pomenim atât de des pe Erickson, putem utiliza povești terapeutice, putem folosi metafore sau istoria de viață a omului, poveștile prin care el a reușit. Practic acel principiu al utilizării de care spuneam mai devreme, elemente care lui sunt aproape și practic care îl ajută să intre în transă până da, la urmă. Da, și să-și acceseze acele resurse pe care le are în el, dar pe care le-a uitat. Le-a uitat, da. Poate nici nu știa că există. Poftim? Poate nici măcar nu știa că acele resurse sunt prezente, că există, că le are. Da, nu suferim traume doar în perioada de adult, poate și în copilărie, dar am uitat cum am procedat atunci, da, ce anumite mecanisme, strategii le-am folosit. Prin hipnoză doar refolosim ceea ce deja știm, ceea ce deja am utilizat pentru noi. Însă revenind la întrebarea cu persoanele mai mult sau mai puțin sugestibile, da. Cei care își doresc în viața de toate zi un control ca să stăpânească, să prevină răul, la fel și anxioșii, în hipnoză și în transă se pot opune având nevoie de mai mult timp pentru aceste inducții. Dar mic, și ei. Dar și ei pot accesa și pot pătrunde în anumite nivele de transă în funcție de specificul fiecăruia. Însă să nu uităm că vorbeam aici de antrenament și ei, dacă repetă, da, încet, încet vor ajunge să experimenteze transe din ce în ce mai profunde. Dacă își doresc. Dacă își doresc. Dacă nu, un terapeut, un psihoterapeut se poate rezuma și la alte tehnici, uneori chiar excluzând hipnoza. Da. În funcție până la urmă ce îi se potrivește clientului. Da, avem niște metode pe care le croim în final, da, după studiile, cercetările emoțională. Arată, exact, că oamenii care vin în terapie și noi terapeuții putem eficientiza acest proces dacă lucrăm pe obiectivele omului, dacă lucrăm cu metodele, cu strategiile pe care el le agrează și pentru care au sens. De aceea revin și eu, poate hipnotic, folosind aceleași idei, aceleași sugestii. Da, da, da. Fiecare dintre noi este unic, pentru fiecare dintre noi există anumite lucruri cu care putem lucra într-o manieră proprie, unică.